Îmi place să fiu cu tine. Îmi plac cărțile pentru că ele ne spun povești. Îmi place ciocolata, muzica. Îmi place să-ți povestesc, dar și mai mult îmi place să te ascult. Haide să pornim împreună într-o călătorie. Va fi frumos. Pentru că vom fi împreună. Îmi place cu Oana. Hello, hello, mă bucur că sunt alături de voi într-un nou episod. De această dată, invitatul meu va fi un om pe care l-am cunoscut odată cu informația Cheile Genelor. Și de fiecare dată când fac câte o înregistrare pentru podcast, mă gândesc ce este mai important să las aici. Și până acum am făcut exact despre lucrurile care, sau o parte din lucrurile pe care le-am găsit utile și care m-au ajutat. Am vorbit despre remediile Bach, despre uleiurile esențiale, așa l-am adus în discuție mai mult. Și dorința mea de a vorbi cu Adrian Constantinescu despre Cheile Genelor este o... Și-a un gând mai vechi, un gând care mi-a trecut prin minte atunci când am făcut cele trei secvențe din Cheile Genelor și mi-am dat seama că este informație extrem de valoroasă și de frumoasă și de utilă. Utilă pentru că este despre a înțelege, despre a învăța și despre a accepta. Și nu neapărat... oameni și lucruri din exterior, ci este vorba despre tine, despre munca ta cu tine. Invitatul meu de astăzi, după cum vă spuneam, este Adrian Constantinescu. Este de profesie arhitect, dar călătoria vieții și drumurile și dorința de a se cunoaște, de a învăța, l-a dus în altă zonă. Și după cum veți vedea în întâlnirea și în discuția pe care am avut-o cu Adrian, este un om extrem de mulțumit pentru că își dă seama că ceea ce a venit să facă aici este de fapt în parcursul lui. Adrian Constantinescu este omul care, prin informațiile pe care le aduce în fața noastră atunci când vrem să înțelegem despre ce este vorba în acest sistem de operare sau în acest instrument, cum îi spune Adrian, Cheile Genelor, simplifică foarte mult informația, o face extrem de facilă pentru că mintea noastră se luptă cu inima noastră sau mai mult inima noastră se luptă cu mintea noastră. Pentru mine, experiența Cheile Genelor a fost extraordinară, extraordinar de frumoasă și de utilă, cu o singură condiție, aș putea să spun, și vorbesc din punctul meu de vedere. A învăța și a te deschide și a dori să te înțelegi pe tine este, de fapt, primul lucru care te determină să cauți informații. Și ele există. Există și Cheile Genelor este doar un instrument, după cum spunea și Adrian, așa că în episodul de astăzi dorința mea a fost să vin în fața voastră cu o informație pe care poate nu ați mai auzit-o, cel puțin nu în maniera aceasta. Dar odată ce veți înțelege că, de fapt, călătoria noastră începe cu mult, mult înainte de ceea ce noi ne imaginăm, iar călătoria noastră continuă chiar și după, poate, după ce am plecat din acest plan fizic, iar călătoria întotdeauna începe cu primul pas. Și primul pas, dacă îl faci în direcția bună, te duce exact în destinația sau la destinația potrivită. Rămâneți alături de mine și de invitatul meu.
Bună, Adi, bine te-am găsit! Bună, Oana, bine te-am regăsit! Mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai avut dorința să fii prezent în podcastul pe care îl realizez. Iată, l-am avut în plan, a fost sau acum este momentul, cum toate sunt la timpul lor și la momentul lor. Și eu te-am cunoscut prin intermediul informației Cheile Genelor și dacă ar fi după mine, cred că aș face foarte multe episoade pentru că e vorba despre povestea noastră. Este vorba chiar despre povestea noastră în Cheile Genelor. Dar așa, pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să ne spui puțin despre tine, pentru că Cheile Genelor este doar o parte din ceea ce tu faci de-a lungul timpului și chiar aș vrea să știu mai mult și să aflu mai mult. Da, Oana, îți mulțumesc pentru invitație în primul rând. Cu drag. Îți plăcere să te alături de tine în mulțumesc. Această transmisiune. Cheile Genelor, într-adevăr, este una dintre pasiunile mele. Drumul meu pe această cale spirituală a început, conștient vorbind, în zona anilor 92-93, când am început să practic alături de fosta cântăreață de operă Mineta Crainic și primele practici de pranayama. Apoi am practicat infoenergetică și terapii legate de această tehnică radiestezie. Cam asta se făceau după anii 90, primele trenduri, ca să zic așa, spirituale. Apoi o întâlnire marcantă pentru mine a fost cu Dramvalo Melchisedec, de la care am învățat despre geometria sacră. Am devenit în urmă cu 8 ani unul dintre profesorii școlii pe care a fondat-o, School of Remembering, și predau în toată lumea cursul de trezire în iluminate. Aproape în același timp am venit în contact cu maestrul meu de respirație, Dan Brule, primul meu maestru de respirație. Am lucrat totodată și cu Steve Severinson pe această linie. Original Feeling Touch cu Andrew Fretwell, Tao cu maestrul Mantaxia, tehnici ale Institutul Harmat din California, unde am revenit și coach certificat. Imagerie inimii cu școala inimii, fondată de Daniel Mitel și, în ultimul rând, Cheile Genelor, dar aici am plecat, Cheile Genelor alături de Richard Rath. Deci a fost ceva, să spun, au fost niște ani, a fost un traseu. Ceea ce m-a preocupat cel mai mult de-a lungul acestor ani a fost tehnice legate de inimă, de respirație, pentru că acestea sunt tehnici experiențiale unde lucrăm direct cu inteligența corpului și potențialul de transformare și de curățare este imens, însă Cheile Genelor mi-a adus un alt tip de abordare, aș spune, mai conștientă, mai avizată și mai responsabilă asupra realității. Aș putea spune că acest sistem a constituit pentru mine ca un fel de acordaj fin vis-a-vis de tot ceea ce mai acumulasem, devenind mai conștient și mai responsabil de importanța pe care o are atitudinea interioară, vibrația în care ne permitem să trăim vis-a-vis de rezultatele pe care le obținem în viață. Sigur că la fiecare din aceste școli și tehnici o poveste foarte lungă, la fiecare în parte. Vreau că ne-ar lua zile întregi ca să dezbatem. Da, în mod sigur, pentru că fiecare este cu tehnica lui și cu, mă gândesc că și cu modul de abordare diferit. Singura mea rugăminte, dacă poți să fii mai aproape de microfon sau mai aproape de partea pe care vorbești, că se aude puțin distorsionat și păcat și mi-ar place să ne auzim foarte bine. Da. Eu, când am descoperit Cheile Genelor, adică a fost o informație care a venit spre mine și te-am găsit pe tine foarte ușor. Te-am găsit ușor în sensul că ai venit de-a lungul timpului și în Arad și umbli prin țară cu acest, cum să-l numesc?
nu știu cum să Cu fie, să fie împărtășirea cât acest, mai da, un sistem de cunoaștere, așa, un cunoaștere. sistem de Exact. cunoaștere, de autocunoaștere, de fapt, De și autocunoaștere, da. dezvoltare personală, da. Da. Și mi-am dat seama că este extrem de complex și cred că trebuie să avem o anumită structură, nu? Interioară, să ne apropiem, să avem și curiozitate, dar nu mai curiozitate, pentru că nu poți să abordezi superficial. Nu poți să intri așa în povestea asta, așa și să ieși de acolo. Adică, dacă tot ai intrat, să încerci să înțelegi și tu ai un fel anume, un mod de aceea și faci, probabil că acolo este locul tău, încât pare mult mai ușor și mai simplu. Facilitezi foarte mult informația care nu este ușor de digerat, ar zice. Da, până la urmă, responsabil este tocmai structura, și aici vorbesc de structura mea, pentru că tendința mea este de a fi o persoană pragmatică, de a reduce ceea ce este complex la simplu pentru a fi Exact. disponibil pentru oricine. Pentru că, în aparență, unele sisteme în care includ și cheile genul sunt complexe la prima vedere, însă dacă stai suficient de mult să le aprofundezi, poți să le reduci la câteva lucruri esențiale care pot fi pe înțelesul tuturor și pot fi de mare folos pentru procesul de autocunoaștere și evoluție personală. Într-adevăr, da? Și oamenii cu care am lucrat, fie că am lucrat la nivel de workshop-uri, de grup, fie că am lucrat sesiuni individuale, mi-au mărturisit acest lucru, faptul că venind în contact cu cartea, cu conținutul cărților, de fapt că sunt mai multe legate de cheile genelor, mi s-a părut complicat la început, dar Da, și mie. faptul că le-am expus sub forma unor consilieri sau le-am expus sub forma unor cursuri, i-a putut ajuta foarte mult să ajungă la esență. Dacă ar fi, pentru că prima dată așa când m-am gândit să vorbim și să facem acest podcast, bineînțeles, eu am fost axată pe cheile genelor, cu toate că tu faci multe alte lucruri pe lângă. Pentru cei care nu au intrat în contact cu informația aceasta. La ce se referă și de ce să se îndrepte spre ea? Să caute, să se caute, mai bine zis, să se înțeleagă, mai bine zis. Da. Cheile genelor oferă un sistem de profilare personală pe baza datelor de naștere. Această cunoaștere se bazează pe faptul că spațiul cosmic și energiile planetare ne influențează foarte mult la nivel electromagnetic. Știm cu toții că suntem influențați de contextul electromagnetic în care trăim. Auzim tot timpul de frecvențele telefonelor mobile, de device electronice, de antene 5G și așa mai departe. Toate astea sunt în spectrul acesta electromagnetic. Însă o influență masivă ne vine din univers, de fapt, din contextul astral în care ne naștem. Cheile genelor se numesc astfel pentru că sunt legate de această energie cosmică și de ADN-ul uman, da? De genele noastre, de genomul uman. În ADN-ul nostru există 64 de codoni umani, sunt 64 de cărămizi ale vieții care ne construiesc proiectul corpului nostru, ne construiesc corpul fizic. Acești codoni umani sunt foarte sensibili la aceste radiații electromagnetice, cosmice. Și în momentul nașterii, datorită unui context astral unic, unii dintre acești codoni devin mai activi decât ceilalți, da? Sunt mai sensibili la acea frecvență cosmică prezentă în momentul în care ne naștem. Și atunci, ei devenind mai activi, asta înseamnă că ne influențează chimia și energetica corpului, da? A acelei persoane care noi vom fi în viață. Practic, această impregnare, care începe încă din momentul concepției și al nașterii, ne dă niște seturi de calități pe care ne putem bizui în mod consistent toată viața noastră.
Dar aici vorbim de o ambivalență. Da, ne dă niște seturi de calități, dar aceste calități au și latura lor de umbră. Există și cealaltă fațetă a monedei. Atunci când frecvența sau, ca să simplific, atitudinea interioară în care trăim este una de joasă frecvență, atunci culegem în loc de rezultatele darurilor, ADN-ului nostru, culegem rezultatele umbrei. Ca să fiu mai specific și mai ușor de înțeles, Da. putem asemui corpul uman și întregul sistem uman cu un vehicul, care vehicul vine cu o construcție datorită acestui portal, spațiu temporal din care venim, datorită momentului și locului nașterii pe Pământ. Da? Spuneam că ADN-ul nostru este influențat într-un anumit sens unic pentru fiecare dintre noi și asta ne dă fiecare o anumită structură, ne dă anumite caracteristici ale vehiculului, care ne fac practic apți pentru a îndeplini anumite sarcini în acest univers în care ne naștem. Este fix ca la mașini și așa îmi place să definez lucrurile și în cadrul cursurilor mele și atunci când am consilieri private. Vedem că în lumea autovehiculelor avem de-a face cu tot felul de mărci, cu tot felul de funcții. Așa, unele sunt mașini de loazir, altele sunt mașini agricole, altele sunt mașini de curse și fiecare este de un anumit tip de activitate, un anumit tip de sarcină. La fel se întâmplă cu și sistemul uman și corpul uman. Da? Faptul că primim în momentul concepției și nașterii o structură, o structură chimică, o structură corporală, o structură energetică, asta ne proiectează, ne configurează într-un mod specific, astfel încât noi să îndeplinim anumite sarcini pe acest pământ. Știi ce element mi s-a părut acum cum vorbești? Bine, sunt foarte multe lucruri care ți se declichează, adică faci legătură între ele pe parcursul această dorința ta de a învăța, nu știu dacă e corect, de a învăța, de a înțelege, de fapt, de a te înțelege și de a te cunoaște prin acest sistem, cheile genelor. Ce mi-a atras atenția ca informație? Faptul că acele cicluri de câte 7, de 3 ori până la 21 de ani, cât de mult ești programat, cum ai spus tu, adică tu vii deja cu foarte multe bagaje de mai multe tipuri și există o preprogramare cumva a ta, nu? Ca Da, individualitate. Există mai multe aspecte ale programării noastre. Ceea ce tu spui, vorbești firește de secvența Venus, cea de-a doua secvență a căii de aur, care ne vorbește cu predilecție despre corpul emoțional, despre deschiderea inimii, despre mecanica relațiilor și despre primele trei cicluri de programare septenale, da, între 1 și 7 ani, între 8 și 14 și între 15 și 21 de ani. Da. Și practic cea mai timpurie sferă în care suntem programați este sfera nucleului, care vorbește despre programarea noastră în momentul concepției, da? Și apoi perioada cât suntem în buftica mamei. Aceasta ar părea a fi cea mai veche programare din această viață a noastră pe acest pământ. Însă dacă am privit în domeniul transpersonal, dacă am privit dincolo de cronologia acestei vieți, noi venim programați încă de pe parcursul vieților noastre, existențelor noastre anterioare, pentru că este firesc că modul în care abordăm viața și provocările sale acum depinde foarte mult de zestrea de cunoaștere pe care am acumulat-o. Cu cât am acumulat mai multe zestre de cunoaștere și suntem ființe mai spirituale, cu cât putem aborda provocările acestei vieți mai conștienți, mai în cunoștință de cauză și gestionându-ne mai bine bilanțul energetic. Dar vorbind acum despre această viață, da, cea mai veche programare am putea spune că vine chiar din momentul concepției și din momentul
nașterii noastre. Prima programare care se face este de către câmpul astral în care ne naștem. Este ca un portal care se creează special pentru noi, pentru a primi corpul nostru anumită configurație chimică și energetică și pentru a face față misiunii pe care o primim pe Pământ, adică suntem chiar echipați cu tot ceea ce ne trebuie pentru a îndeplini misiunea pentru care am venit. Dar această programare, pe lângă contextul astral, ține și de contextul familial în care venim. Adică venim pe o anumită linie de sânge, pe o anumită linie genealogică, venim într-un anumit context de familie, oameni care sunt fiecare la un anumit nivel de conștiință și ne influențează masiv. Da? Deci aș putea spune că venim cu prin două portaluri, printr-un portal astral și printr-un portal familiar. Și ambele pun cărămizile de bază de la care pornim în această viață. Firește că contează foarte mult cât de treziți sunt părinții în mijlocul cărora coborâm, da? Care este nivelul lor de conștiință, care este nivelul lor de programare și care este nivelul de transformare la care ei înșiși au reușit să ajungă. Pentru că dacă sunt părinți cu un grad ridicat de trezire, atunci și misiunea noastră va fi Mai ușoară. poate mai ușoară sau va avea poate, cum să spun eu, o altă tentă decât legată de o curățare masivă a trecutului. Poate putem accesa mai mult partea noastră inovativă, creativă, fiind mai liberi, funcționa la un nivel mai înalt de conștiință. Da, dar Da, oricum sună nimic nu foarte este frumos. întâmplător, adică Știi și de ce sună frumos? indiferent. Pentru că Da. oamenii, scuză-mă, pentru că oamenii dacă au sau intră în contact cu mai multe tipuri de informații, iată, cum ar fi și cheile genelor, și încearcă să se înțeleagă, atunci ei, la rândul lor, ceea ce fac pentru ei, fac și pentru generația viitoare cumva, adică nimic nu se pierde. Da, sigur, fac masiv pentru generația viitoare, adică o persoană, ca să spunem așa, trezită sau în curs de trezire, are un impact major asupra modului în care concepe copiii și asupra frecvenței copiilor care vin prin acele persoane pe Pământ. Pentru că în funcție de nivelul nostru de cunoaștere, de spiritualitate și de frecvență, atragem pe acest pământ la încarnare diverse spirite care sunt mai înalte, mai luminoase sau mai puțin luminoase. Cu cât părintele este mai trezit și mai conștient, cu atât dă șansa acestui pământ să fie populat cu entități de lumină. Știi că este acum mi-amintesc de un aspect, acum mulți ani, aproape 18, aveam și eu întrebarea aceea, de când sunt eu pregătită să devin părinte? Și atunci am găsit, cum nimic nu e întâmplător, cărțile lui Osho și am citit multe. Și am văzut că are și o carte prin care, chiar așa era intitulată, Cum să te pregătești pentru, mă rog, nu el le-a scris, știm despre Osho, că el, mă rog, a avut un alt mod de a transmite informația, dar cei care s-au ocupat de fundație au scos cărți. Ideea era că acolo era o informație care pe mine m-a pus foarte mult pe gânduri, pentru că eu mă gândeam cum să mă pregătesc fizic, să fiu sănătoasă și să am ce mânca și să am unde sta și să nu am lipsuri și să așa și să așa. Și de fapt acolo informația era, știi, invers proporțional sau cum să mă exprim, în sensul că cum să te pregătești de fapt de bagajele care nu sunt necesare și de fapt atunci când ești bine vedere sufletesc, emoțional, mă rog, așa generic vorbit, atunci trebuie să faci un copil, nu atunci când ai ce să pui pe masă. Și am zis, hopa, Corect. ce-i aici? Ce-i aici? Că ceva nu-i, informația asta nu mi-a zis-o nimeni. Adică nimeni. Chiar am văzut generațiile trecute care se războiau cu ele la propriu și la figurat, că sunt prea mulți copii, că prea mult avem de crescut și de dat mâncare și câte lipsuri și mai tu trebuia să vii. Și atunci mi-am dat seama că cred că e un alt tip de
de informație care a pătruns, așa, știi, încet, încet vorbesc de România, vorbesc de arealul ăsta, știi? Da, și Sunt. oriunde în lume se întâmplă același lucru. Da. Regula este aceeași. Suntem ființe multidimensionale, iar ceea ce părinții nu rezolvă în dimensiunile subtile, adică ceea ce se întâmplă la nivel emoțional și la nivel mental, toate aceste tipare sunt date mai departe copiilor, iar copiilor le revine apoi sarcina de a se confrunta cu situații asemănătoare de viață în care sunt puși să perceapă, să ia decizii, să reacționeze și le vine Perfect. rândul să Da. treacă prin aceleași mituri. De ce? De ce? Pentru Asta e a avea întrebarea. De ce? oportunitatea să acționeze mai conștient decât au făcut înaintașii lor. Și hai să ne gândim la povestea lui Harapal, pentru că este foarte relevantă în acest sens. Este o poveste genială, pentru că Harapal pornește în lume după ce trece de o primă inițiere alături de tatăl său, care îl întâmpină la capătul unui pod îmbrăcat într-o piele de urs, care speria. Știm că și frații lui mai mari au plecat în aceeași călătorie, dar tatăl lor i-a păcălit și fiind îmbrăcat în aceea piele de urs, ei s-au speriat și s-au întors acasă la castelul tatălui. Dar Harapalb a scos palul și a putut să omoare ursul și atunci ursul și-a dezvăluit adevărata identitate. Ce ne spune Bazm? Ne dă mai multe indicii. Pe de o parte, ne arată faptul că suntem distrași de aparențe, de aparențele evenimentelor, de aparențele relațiilor, suntem distrași și luăm lucrurile personal, nu vedem ceea ce este în spate, nu vedem că reacționăm în fața evenimentelor vieții datorită unei programări venite pe arbore genealogică, purtăm după noi niște tipare. În momentul în care dăm pielea de urs la o parte, realizăm cu adevărat cu ce ne confruntăm. Ne dăm seama că nu sunt lucruri personale, că sunt o serie de teme colective, cărora nouă ne revine rolul să le rezolvăm. Și Dar mai e câți din ceva. noi își dau Și seama de lucrul ăsta? mai e ceva. Când m-am întrebat adesea de ce în această poveste sau în alte povești, fiul care scapă, care salvează situația, este Este cel fiul mic? cel mic. Da, pentru Da. că cel mai mic ești chiar tu, ești ultima generație, ești cel care este acum pe pământ. Veniți să rezolve, adică ți se pune înainte același mit care li s-a pus și fraților mai mari, adică generațiilor mai mari, și se mizează pe tine că vei putea să vezi dincolo de vălul mai, dincolo de vălul aparențelor, ca să-ți dai seama cu ce te confrunți și cum să reacționezi corect la situațiile respective. Pentru că este vorba de un proces de vindecare care are loc pe acest arbore genealogic și trebuie să fii conștient cu ce te confrunți. Și mai e un lucru interesant, că vorbeam de copii. Aceste lucruri cu noi înșine nu avantajează doar copiii care vor urma, ci și copiii care sunt deja născuți, pentru că de cele mai multe ori oamenii până ajung la un proces de trezire și această etapă depășește adesea viața lor timpurie, deja apucă să facă copii. Dar chiar și în această situație, procesul lor de dezvoltare spirituală și de trezire influențează copiii, chiar dacă părinții nu fac nimic intenționat sau conștient la adresa copiilor pentru a repara sau schimba ceva, pentru că legătura între copii și părinți la nivel energetic se păstrează și orice schimbare în câmpul electromagnetic al părintelui influențează copilul de la distanță oriunde acesta s-ar afla în lume. Și mai mult de atât, această vindecare se produce nu doar în viitor, în prezent, ci și în trecut. Adică Wow! atunci când noi, de fapt, vindecăm niște tipare, aducem beneficii și celor care au fost înaintea noastră, pentru că și cu ei suntem conectați. Nu suntem conectați la nivelul structurilor fizice, așa cum suntem cu ceilalți colegi de noștri de aici, de pe Pământ, dar la nivel subtil suntem conectați, iar ei au posibilitatea ca prin ființe conștiente să poată să acceseze propriul lor proces de vindecare, adică reprezintă cu adevărat o mână de ajutor. La tradiția dată de pomană, am împărțit, nu știu, băuturile, am împărțit mâncările preferate,
de a oferi haine. Acestea A, pomană, sunt, lasă, te referai, da. da, această pomană, din perspectiva mea, înseamnă să permitem celor de lângă noi să trăiască bucuria de a se hrăni cu acele bucate, de a bea acele băuturi, de a se îmbrăca cu acele haine, iar acea bucurie, de fapt, este captată de cei care nu mai sunt aici în plan fizic. Și, practic, o pot trăi indirect prin reprezentanți care au un corp fizic aici pe Pământ. Dar acest lucru poate fi extins la un nivel mult mai spiritual, în zona în care noi, ajungând să trăim în frecvențe superioare, le putem chiar facilita un proces de vindecare, de înțelegere, de iertare. Iar asta zic că Să înțeleg contează că foarte mult atunci, pentru ei. Cu toții suntem da. interconectați, în prezent, în viitor Asta creează o și în responsabilitate trecut. foarte mare, adică eu așa văd, pentru că dacă a venit la mine un anumit tip de informație și eu m-am deschis, înseamnă că eu, pentru că sunt interconectată, eu la rândul meu pot să generez ceva care ajută sau care vindecă. Adică poate nu întâmplător, nu vorbesc eu ca persoană, eu în sensul noi, fiecare dacă ajungem în pragul acesta. Sau poate suntem pregătiți să o facem, sau ne-am pregătit din alte vieți, nu știu. Da, uite, de exemplu, chiar 28 din Cheile Genurilor vorbește despre darul totalității și umbra lipsei de scop și are legătură cu a ne găsi scopul în viață sau a ne rafina sistemul de referință din care vedem scopul în viață. Pentru că de multe ori oamenii au tendința să identifice scopul cu rolul, adică Da, să fiu exact. Să fiu, să am o anumită carieră, să am o anumită funcție, să am o anumită profesie sau să joc un anumit rol, da, să judec sau să conduc sau să fac ceva Și nu este așa. în acest plan tridimensional, pe când ăsta este doar rolul. Ceea ce fac cu adevărat este că pe parcurs ce eu joc acest rol, eu eman, eu emit în univers o anumită frecvență care atinge cel mai îndepărtat colț al acestui cosmos în timp zero, instantaneu. Da? S-a demonstrat deja că, din punct de vedere fizic, există viteze mult mai mari în acest univers decât viteza luminii, există curenții Birkeland, există forțele gravitaționale, sunt forțe electrice în univers care acționează în timp zero. Vorbind de lumină, lumina poartă cu sine, sigur, poartă informații, poartă imagini, într-un anumit sens ezoteric, poate putem spune că poartă istoricul nostru, dar toate aceste evenimente care au loc pe Pământ se reflectă, practic, în spațiul cosmic datorită luminii și ajung până cele mai depărtate colțuri ale galaxiilor. Dar vedeți, aceste roluri pe care noi le jucăm sunt irelevante pentru acest univers. Ceea ce este relevant, zic eu, este ceea ce se întâmplă în timp zero, și anume influența pe care emisia mea electromagnetică o are în univers. Ce undă trimite un univers? Cu ce hrănesc eu acest univers? E așa, Pentru că fac universul. parte din el și sunt aici, nu? Da, Dumnezeu mi-a dat viață, mama Pământ mi-a dat un corp, am primit daruri din acest univers și trebuie să fiu în echilibru la rândul meu, fie că sunt conștient sau că nu sunt. Așa cum ce care este cu ce hrănesc? Îl hrănesc cu rolul pe care îl joc, frecvența la care trăiesc acest rol. Pentru că pot să am o carieră de grădinar, să spunem, sau de bucătar, sau de inginer și să întrăiesc rolul la cel mai înalt nivel de pasiune, de bucurie, de împlinire sufletească și emisia mea energetică să fie una foarte înaltă, sau pot să fiu un personaj public extrem de important, extrem de suspus, dar să trăiesc la nivel de rezonanță foarte joasă, să fiu plin de frică, de griji, de contradicții, de conflicte interioare și
ce eman eu în univers în acel moment. Până la urmă, ce este important pentru mediul înconjurător, cu rolul pe care îl joc sau cu ce tip de energie hrănesc lumea înconjurătoare. Eu zic că contează mai puțin rolul și contează dedicația și pasiunea pe care o am pentru rolul pe care mi l-am ales. Iar Da, aici pentru că intervine structura. Și aici ne e altă întoarcem poveste, de da. unde am plecat, ne întoarcem la cheile genelor, pentru că cheile Da, pentru genelor că ne ajută să învățăm despre structura noastră. chiar aș vrea să-mi spui câteva informații cei care doresc să facă și să participe la cele trei secvențe, pentru că noi am zis așa în mare, adică în foarte mare, unde te pot găsi. Și care sunt evenimentele sau cum te-ai gândit să organizezi puțin să fii aproape cu de informația asta? Adică cine te Da. găsește, unde te găsește? În general, pe lângă notificările pe care le trimit prietenilor mei și grupului meu de studenți, sunt foarte multe informații postate pe profilul meu de Facebook și pe pagina de Facebook. Acolo Da. postez succesiv toate evenimentele pe care le desfășor. Și Și adriancostantinescu.ro Adrian Constantinescu e este foarte sigur fain, da. numele meu și se găsește pe Facebook. Există adriancostantinescu.ro și .com, dar site-ul este încă în construcție. Da, Da, nu dați este multe încă informații acolo ca să-ți faci o idee. definitivat, dar Da. este chiar un site pentru care am făcut o schiță cu niște ani în urmă, dar din păcate nu am avut timp să mă ocup de. Sper că anul ăsta, în sfârșit, să-l aduc la nivelul la care îmi doresc. Ideea este că mergi în țară și ai făcut și online, am văzut, dar contează foarte mult și prezența. Da, Eu așa zic că contează, este. da. Am desfășurat cursuri și online și directe. În perioada pandemiei au fost mai mult cursuri online. Vorbind de Killer Journal, este chiar un curs, este dintre acele cursuri care merge foarte bine online, fără niciun fel de compromis. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și invitatul meu până la finalul acestui episod. Iar pentru că discuția este una foarte complexă și amplă, m-am gândit să o continuăm într-un alt episod, iar Adrian Constantinescu va fi alături de noi. Vă mulțumesc încă o dată, toate cele bune, să ne auzim cu bine până data viitoare. V-am pupat!